venit, dragilor! Pe final de săptămână, ca invitată, o avem pe Laura Coman, președintele Organizației Județene de Femei din partea ALDE Galați. Copilăria, dar și amintirile o țin strâns legată de satul Barcea. Iar astăzi vedem dacă va avea curajul să accepte provocarea noastră de a se teleporta în timp. Așadar, faceți-vă comod și fiți cu ochii pe noi! Bine ați venit! Mulțumesc foarte mult de invitație. Este o onoare să fiu invitată dumneavoastră și răspund de fiecare dată cu mare plăcere. Dacă o să ne teleportăm în timp, cu siguranță, și încercăm să fie amintiri cât mai frumoase și mai plăcute. După cum am spus ad interior, sunteți strâns legată de satul Barcea. Cum a fost copilăria la țară? Da, ce să zic, de comuna Barcea, unde am copilărit, mă leagă foarte multe amintiri. Acum suntem în perioada vacanței, toți copiii sunt în vacanță și cred că cea mai mare bucurie, în special a părinților, era să-și ducă copiii repede la bunici la țară, pentru că ei munceau și nu puteau să ne lase atâta timp singuri. Eu mai am o soră mai mare și aveam așa program, se știa, gata, s-a terminat școala în iunie, fuguța, ne urcăm în mașină și ne ducem la bunici. Ce să zic, ca orice copil, retrăind acum și dând timpul înapoi, au fost amintiri cu siguranță foarte, foarte plăcute. Așa ca un sentiment general și privind acum cu ochii, să zic, maturității, era sentimentul de libertate. Că nu erați controlat într-una de părinți, nu vi se impuneau anumite reguli pe care trebuia să le respectați, adică cumva erați într-un stil așa mai libertin, dacă pot să zic. Da, ce să zic, mâncam ce ni se dădea, ce făceau bunicii, nu ne chema nimeni la masă, mâncai când ți era foame, ne spălam la balie sau cum era pe atunci, pentru că nu aveam utilități la vremea aceea în comună, și ce să zic, bunicii în general ne lăsau să ne bucurăm de copilărie, de vacanță, dar bineînțeles ne angrenau și în treburile casnice. Și chiar acum, făcând o paralelă cu copilăria, și pentru că eu am un băiețel de 9 ani de zile, să vă trăiască, da, este mărișor deja, ne angrenau în treburile casnice, în treburile gospodăriei, pentru că bunicii mei au fost agricultori, noi am cultivat legume în solarii, pepeni, roșii, pentru că comuna Barcea se află într-un bazin legumicol foarte important, și ne puneau așa cât putem noi să facem, ne puneau la treabă și tot ce era nevoie în gospodărie. Care erau delicatesele pregătite de către bunici pentru nepoții care veneau să se bucure vara de toate? Bunicii mei munceau foarte, foarte mult cu grădinăritul, nu prea aveau așa timp să ne facă toate poftele. Îmi retrăiesc așa laptele fiert la sobă și după ce și cu mămăligă, lapte fiert proaspăt de la vacă și cu mămăligă și mâncam, ce să zic, gogoși și toate ce se făceau înainte, nu aveau timp să stea după noi, dar noi eram fericiți că eram liberi și nu conta foarte mult nici confortul, nici stăteam desculți și aia era. Ce amintire vi s-a întipărit cel mai bine în minte din perioada copilăriei? Ce să zic, îmi plăceau foarte mult nunțile din sat. Erau cu tradiții, intuiesc. Da, pentru că noi stăteam, eu am copilărit aproape de căminul cultural din sat și cam toate petrecerile, nunții, botezuri, se dădeau acolo. Se făceau la căminul cultural și era așa o mare zarvă în sat și noi ca și copii ne strecuram pe acolo printre cei mari.
și era un motiv de sărbătoare. Tot satul participa la eveniment, de la cel bogat la cel sărac, toți ne strângeam și dansam în curtea căminului și se ridica praful sus, pentru că era vară și toți se încingeau hore afară. Și sunt niște momentele de petrecere de în care tot satul venea și ne bucuram pentru mire și pentru mireasă sau pentru un nou copil botezat. Erau momente de sărbătoare. Acum momentele de petrecere, mai ales după un an de pandemie, poate că le-am dorit foarte mult. Dar lumea venea cu drag, nu se punea problema. Erau mese lungi întinse, da. În care toți ne așezam pe o parte și pe alta, cu un singur tacâm pentru toate felurile de mâncare. Se tăia, cum se poate să mai face și acum, un porc, un vițel și toată lumea era fericită și erau motive de sărbătoare, adică trăiam cu intensitate fericirea, bucuria, pentru că momentul, mai bine zis. Astea erau distracțiile și astea erau momentele de bucurie la țară, când se cătorea copilul, când participai la un botez, la un eveniment și... Vreți să spuneți că lucrurile au evoluat foarte mult de la generația trecută până acum, da? Adică da. Vedeți o trecere bruscă sau lentă de la una la alta? Ce să zic, poate lucrurile au evoluat poate în bine, poate unele lucruri au stagnat, dar parcă nu mai e fericirea aceea să te reunești, poate lumea, nu știu, nu-și mai deschide casele foarte, foarte ușor și nu știu de ce. Sau poate la oraș se simte lucrul ăsta, poate la țară încă oamenii și în comună au mai păstrat tradițiile. Nu știu, parcă nu mai e bucuria aia să te reunești cu prietenii, cu familiile, să te bucuri, să-ți deschizi casa și curtea și să inviți și să fie așa un moment de petrecere și de bucurie. Haideți să trecem acum la ceva mai picant, dacă pot să zic așa. Ați primit vreodată vreo bătaie din partea bunicilor? Nu mi-amintesc să ne fi bătut. Sau dar... cel puțin dacă ați fost pedepsită și în ce mod și pentru ce? Curios, fapt. Nu ne pedepseau, pentru că bunicii ne iubeam și eram mai mulți verișori care ne adunam. Eu am mai mulți verișori care încă trăiesc și sunt stabiliți în comună și nu aveau timp bunicii, pentru că nu ne pedepseau, că îi certau părinții noștri și... Dar ei au fost oameni, erau cel puțin mamaia, așa cum eu amintesc, așa îi spuneam noi, mamaia, bunica din partea tatălui, erau oameni duri, oameni învățați cu munca, adică n-aveau timp să ne facă prea multe psihologie. Acum, făcând o paralelă la copilul meu, pentru că copiii, noua generație, și mă raportez strict la copilul meu, sunt mult mai sensibili, mult mai... Dacă îi vorbești tu pe un ton mai ridicat cu ei, gata, încep să plângă și nu știu, lumea, noi eram parcă mai înfipți în pământ, mai nu eram așa sensibil. Stăteam în zilele de vară până la 10 seara pe ulițe, adică nu eram... Copiii în ziua de azi sunt sensibili, așa, au o sensibilitate. Credeți că cumva tehnologiile i-au afectat? Da, cu siguranță. Fac așa o paralelă nu tocmai plăcută, dar se simte după un an de pandemie și de restricții în care copiii efectiv au stat închiși în casă, eu vorbesc din punctul meu de vedere, da, se simte. Adică, cred că copiii chiar au fost afectați și aud din ce în ce mai multe cazuri de copii duși la psiholog și pe bună dreptate, nu pot să judec pe nimeni.
Copiii sunt, au fost afectați. Nevoia de socializare pentru ei și făcând o paralelă la copilăria mea, deci ei au nevoie de prieteni, au nevoie de socializare. Chiar dacă la școală ei nu au timp efectiv prea mult de joacă, pentru că în pauze ce poți să faci în 10 minute, dar faptul că interacționează, că se văd, nu se compară cu nimic, cu nimic. Decât să stai închis în casă, în fața unui monitor. Da, eu ce să vă zic, efectiv la școala, fac o paralelă cu școala online, efectiv Ștefan, băiețelul meu, ajunsese la un moment dat în care avea un sentiment de nu mai voia să se așeze în fața calculatorului, avea un sentiment de respingere, efectiv. Și nu, i-am zis ok, nu intră mai târziu, sau începea să plângă. Deci era un sentiment de respingere, nu mai voia. Deci fizic nu era mare efort. De asta zic că copiii au o sensibilitate, cel puțin generația de acum, dar sunt copii esteți, sunt copii frumoși și sunt mult mai inteligenți, zic eu, decât noi. Vă imaginați acum cum ar fi fost copilăria dumneavoastră dacă ați fi avut toate tehnologiile din ziua de azi? Ce să zic, n-aș schimba-o, cred că pe nimic, pentru că și la țară și aici la oraș ne jucam tot felul de jocuri, v-ați ascunsele, baba oarba, câte oare baba, sau nu știu, erau o grămadă de jocuri, ne adunam pe balta satului, pe unde era un spațiu verde în care se adunau toți copiii, adică, nu știu, n-aș schimba nimic din ce am trăit. Și făceam, când se coceau porumbii, făceam păpușele din floarea aceea de la păpușoi. Adică sunt niște amintiri, fumul acela de sobă. Când se încălzea soba și când trosneau lemnele și când se încingea plita și mâncam ce era, adică lapte fiert cu mămăligă, gogoși, orice, nu eram. Mirosul de lemne arse în sobă și trosnind este, nu știu, sunt niște amintiri olfactive care nu se uită. L-am dus și pe Ștefan, pe băiețelul meu, la țară, zic, și cred că toți părinții își duc copiii la unde mai pot, în mediul rural, hai să vezi și tu, că tot înveți la școală de porc, de găină, hai să vezi și tu animalele, că tu înveți la școală acolo de... Da, ei, da, se uită, stau un pic, da, m-am plictisit, dar eu ce să fac? Noi făceam o bucurie din orice, adică nu aveam tablete, nu aveam nici televizor, nu era... Dar ați încercat cumva ca să puneți restricții de telefon, tabletă, calculator, nu știu, câteva zile sau poate câteva ore ca să vedeți cu ce s-ar ocupa copilul dumneavoastră? Da, cu siguranță am încercat să le ieșim din cotidian și să facem așa un program, să alternăm și cu ieșit și cu un pic de mișcare și cu... dar cred că e ok, adică avem partea cu restricțiile la copii, funcționează și nu prea, încercăm să-l mai luăm așa, nu în mod de pedeapsă, hai să plecăm, hai să mergem în parc, hai să alergăm, hai să mergem la piscină, la un strand, la... adică să-l scoți efectiv și să nu vină ca o pedeapsă, că e pedeapsa o percep așa o zi, două, după care trece. Așa, luându-l din mediu de tabletă și de calculator și ducându-l către alt domeniu, către o ieșire, către un sport, către... E imediat și intră în... Copiii sunt adaptabili. Și partea cu pedeapsă, eu nu mi-am bătut copilul niciodată, nici măcar în glumă, nici pentru că nu funcționează. Adică copilul trebuie să știe doar de cuvântul părintelui și da, asta da. Trebuie să fie spus. E o provocare. E pentru cine are copii, cred că știe că este un sentiment foarte frumos, nu se compară cu nimic și uneori chiar mă gândeam, nu știu cum era viața dinainte de a avea copii și
aș fi vrut să fie, să aibă copilăria poate și un pic a noastră, ca să vadă, nu știu, cum am trăit noi. Chiar mă întreba băiatul meu Ștefan, dar tu, voi ce făceați când erați, cum, da, da, n-aveai calculator? Zic, mami, nu erau calculatoare, noi n-aveam, nu eram... Au venit pe parcurs, dar voi ce făceați? Adică cum? Voi n-aveați tablete, n-aveați telefon, n-aveați cum trăiați? Zic, uite că am supraviețuit. Da. Li se pare cumva ireal toată chestia asta, pentru că e atâta timp cât sunt dependenți și nu-și imaginează viața fără, nu pot să intre în esența asta cum ar fi fost copilăria dumneavoastră respectiv. Da. Ce să zic, te adaptezi la orice mediu, important să, așa cum spuneam, chiar cu accesul la tehnologie, copiii au devenit foarte, foarte inteligenți și sunt mult mai perspicace, mult mai precoce decât noi, adică sunt și avantajele tehnologiei, nu le putem exclude. Învață foarte mai bine și limba engleză și uitându-se toate filmulețele și tot ce joacă, majoritatea copiilor vorbesc, nu știu, cel puțin cursiv limba engleză, pentru că o învață foarte repede, sunt ca un burete, nu... Ei, ce să zic, nu ne putem teleporta copiii în timp și să îi obligăm să aibă copilăria noastră, da, putem îmbina utilul cu plăcutul, cum utilul cu plăcutul și să luăm cei mai buni din tehnologia asta și din tot ce ne oferă. Chiar citeam acum un articol de copii aceia cu robotica din, da, Statele Unite. Super, super fain, adică o mână de copii ambițioși care au câștigat premiul întâi. Chiar mi se pare super, super. Adică uite că tehnologia... Depinde, da, și cum folosești tehnologia. Dacă o folosești cu scopul de te autoeduca, de a te autodepăși, de a învăța mai mult, cred că e un lucru bun. Da. Dacă să luăm partea în care ați mers la grădiniță cu copiii, aveți doar 2-3 anișuri, cum a fost? Cum a fost adaptarea asta? Sau trecerea asta de la statul acasă cu părinții și doar, adică ați avut foarte puțină interacțiune cu copiii, cu lumea din afară, dacă pot să zic așa, la cea cu multă lume, cu aglomerație, cu gălăgii, cu lucruri noi, cum a fost? Mi-amintesc așa de educatoarea noastră din clasa 1 și doamna Dima o chema, care a murit, Dumnezeu să o ierte. Era o educatoare foarte, foarte dură, foarte dură. Țin minte că ne avea așa un stil, ne trăgea de obraj și ne apuca și ne strângea așa foarte tare. Când efectiv te durea și ne trăgea așa, bine că noi nu făceam probabil ce trebuia, bine, atunci nu reclamai la protecția, la inspectorat, nu mai știai, da, la... Adică și nu era așa o dramă sau nu, acum dacă o profesoară sau educatoare ți-ar face așa sau ți-ar da cu rigla, cu siguranță toate televiziunile ar fi online, maltratare, ce să zic, ca o amintire așa din grădiniță și din școlile, din școala primară, era că, nu știu, avea o fobie părinții mei, mă tundeau scurt când începea școala băiețește, asta am urât maxim, nu știu de ce. Și eu și sora mea eram, când începea grădinița așa, tuns băiețește cu breton și hai la școală cu uniforma aceea, nu știu dacă ai văzut poze, era așa... Era un short. Un short. Și cu o cravată roșie la gât, da? Da, și cu carouri, ceva. Da, 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 am văzut. Și cu coroniță, o coroniță din cu... Din coroniță nu știu. Era și o coroniță așa, cu două pamponașe. Deci și... până la urmă tu însă scurda cu coroniță. Da, nu știu, și părinții mei aveau o fobie așa cu tunsul ăla scurt băiețește și cu breton, nu știu de ce. Făcea bine, că până la urmă nu era strasă de costiță. Da, probabil, da, ce, ești copil, te duci la școală, tuns să vezi acolo și...
Sau poate să nu vă încurce părul la scris, dar de fapt pe atunci se păr au cosițe, era părul strict strâns în codițe, da, nu erau... Ori în codițe, da, ori... Da. Da, pe măsură ce am crescut, i-a mai înduplecat așa și să mai lase părul lung. Cred că era frumos. Noi mergeam pe jos la școală, adică acum... Nu venea autobuzul școlar. Nu venea autobuzul, nu, cu cheița la gât, cu un pachetel acolo, dacă ce era... Ce fel de dacă... cheiță? Explicați-mi și nouă, de la ce era cheița? Aveți vreun... Cheia de la casă. Ceva? A, da? Da, da. Cu ea la gât? Cheia de la casă, da, sora... Sigur nu mai pierdeți. Da, sora mea era și este cu 5 ani mai mare ca mine. Noi am învățat în aceeași școală și depinde cum aveam programul, dar în general plecam... Plecam împreună. Ideea că nu te duceau părinții la școală. Adică părinții veneau la școală când erau ședințe cu părinții și punct. Adică și nici atunci cred că mai făceați cumva să nu prea vin. Da, traversam două străzi, două intersecții micuțe în care, na, părinții ne, mă, uitați-vă stânga-dreapta și cam mai era. Acum noi ducem copiii la școală cu mașinile, cu ce putem. Cu... Acum prin parc deja sunt făcute liniile astea întrerupte, liniile continui, diferite semne pentru copii ca să învețe cât mai ușor circulația. Atunci, da. Stânga-dreapta și am trecut. Erau, mai te uiți stânga-dreapta, vine ceva, traversezi. Adică nu era așa o... Nu, adică erai pămpălău dacă te duceai cu maică-ta la școală sau cu părinții. Acum ne ducem copilul cu oriunde, un parc, la oriunde. Nu erau atâtea pericole, într-adevăr. Societatea a devenit mai agresivă și acum avem acces la informații și normal că ți-e teamă de siguranța lor și nu ți-e frică să-l lași. Adică probabil că vedeți și dumneavoastră în parc că nu există copil fără părinte, da, fără o bunică, da, fără, adică fără supraveghere. Da, e sentimentul ăla de teamă care cu siguranță nu va dispărea, nu știu dacă va mai dispărea vreodată, să fie sentimentul ăla de libertate, nu știu dacă va mai reveni la normal. Poate prin comune încă se mai practică, dar cred că au rămas și puțin copii. La comune copiii se mai duc, am văzut copii cu bicicleta care sunt mai un pic mai mărișori, deja au biciclete și merg în grupuri și se duc, fiindcă distanțele sunt mai mici de la casă la școală și atunci ei se duc în grupuri cu bicicletele. Adică poate la țară e un pic mai relaxată sau cu autobuzul școlar sau cu ce mai este, dar la oraș nu. Doar când este copilul poate mai mărișor și școala e mai aproape, atunci părinții poate mai lasă singuri, dar astea sunt niște vremuri pe care noi ne adaptăm așa cum este, dar cu siguranță nu ne vom mai întoarce la ce era. Da. Cu toate că spuneți că profesoara era un pic mai dură cu copiii, cum era să socializați cu atât de mulți copii? Pentru că intuiesc că erau vreo 30-40 în grupă, adică erați destul de mulți totuși, fiecare cu caracterul său, fiecare cu emoțiile sale, unul este mai activ, altul mai pasiv, unul are jucării mai frumoase, unul nu-l mai are deloc și se mai ceartă. Cum a fost adaptarea? Nu prea era sentimentul ăla de laudă sau de competiție, pentru că toți cam eram cam la același nivel, adică nu e ca acum eu mi-am luat telefon și mă laud și mă duc, eu mi-am luat, uite, părinții ultimul mei sunt mai bogați, de... sau, adică... Smartphone. Da, toți copiii, Ștefan, copilul meu, nu i-am luat încă telefon, nu am considerat deocamdată că e cazul,
poate o să îi luăm peste un an, doi, nu știu, nu... Adică nu, cam toți părinții și toți copiii aveau același nivel de trai și atunci noi fiind în uniformă nu ne puteam lăuda cu... Toți eram... Adică și la grădiniță cumva se purtau uniformele sau deja în început primar? Parcă erau și la grădiniță. Erau, da? Da. Adică nu era sentimentul ăla de competiție între copii, uite eu mi-am luat un telefon nou sau uite părintele meu, părinții mei sunt mai bogați sau uite eu plec nu știu unde, cam toți eram la același nivel, vacanțele se știau, toți copiii aliniați la țară, dacă mai mergeam la mare era super ok sau la munte, dar da, nu era sentimentul de... Profesorii erau mai duri, adică nu că erau mai duri, iubeau foarte mult școala, iubeau copiii și cred că știau să-i îmbine un pic severitatea cu dragostea și învățam nu de frică, nu știu, învățam că trebuie să învățăm. Era de plăcere. Da, adică era rușinea aia, era și o rușine față de părinți, de profesori, adică carnetul, și mă uit și la Ștefan, carnetul de note, mă bucur că încă s-a mai păstrat, e un motiv așa de bucurie, de satisfacție, că mă bucur că profesorii încă au mai păstrat și educatorii carnetul de note și a venit acum când s-a terminat anul școlar băiatul meu cu carnetul și uite mami mi-a arătat și mi-am adus aminte că într-adevăr carnetul de note era și încă mai este un reper de ce ai făcut, adică și de asta fața fiecărui copil, cum s-ar zice. Ziceam, de asta mea, este oglinda ta. E oglinda și învățam, nu știu, profesorii probabil știau să-și impună foarte bine autoritatea și știau când să fie duri, știau când să ne lase, să fim poate mai liberi sau... Mi-aduc așa aminte de... Dar cred că eram prin clasa a 6-a, 7-a, nu mai țin minte exact... Când am făcut noi o răscoală așa și am chiulit la ultima oră și ne-am dus să vedem liceenii sau ceva de genul. Probabil era vreo sărbătoare. Cu Ștefan Bănică, era filmul acela, se difuza... Da, ceva mi-aduc aminte. Se difuza liceenii și cam nu toată clasa, dar mare majoritate zic ce să facem noi, hai să chiulim la ultima oră. Și atunci a fost o revoluție... Chiar s-a supărat foarte tare doamna dirigintă și chiar a fost un scandal imens. Cum? De ați chiulit toată clasa să vă luați, să vă duceți să vedeți liceenii. Și ne-am bucurat noi atunci, dar a doua zi eram toți... Nu era bucurie atât de mare. De asta zic, cred că trebuie să îmbini frumos și severitatea și autoritatea și să insufli, să iubești copiii. Cred că ăsta e cel mai frumos sentiment și copiii învață de plăcere, de rușine, de bucurie și de satisfacție. Credeți cumva că generația asta oferă mai puțin respect pedagogilor decât cea dumneavoastră? Da. Da, cu siguranță. Cred că am văzut cu toții prin media. Credeți că este un impact negativ al tehnologiei? Da, filmări cu telefonul când râdeau de profesori, de educatori, când îl filmau, când profesorii au fost abuzați, agresați, ceea ce nu mi se pare ok. Adică, nu știu, până la urmă... Profesorul până la proba contrarie are autoritate la catedră și trebuie să acordăm un anumit respect, adică faptul să și chiar și bullying-ul acesta între copii chiar este un fenomen și foarte multe cazuri de suicid în rândul copiilor. E un pic scăpat de sub control, da, tot fenomenul ăsta când un grup de copii hărțuiesc un copil poate mai timid, pentru că noi avem caractere diferite, suntem diferiți, unii sunt mai introvertiți, alții mai extrovertiți
Și de asta, dacă probabil nu te aliniezi unei anumite găști, ești pămpălău. Ești marginalizat, sau... da. Ești marginalizat sau poate dacă ai o situație materială mai precară, atunci copiii râd de tine. De asta zic, Ștefan poartă uniformă la școală, ceea ce mi se pare un lucru foarte, foarte ok. Mă bucur că în școala în care învață este încă uniforma și se respectă, adică toți copiii sunt oarecum îmbrăcați frumoși, în cămaș, într-o vestuță. E un sentiment de decență, de... nu știu, adică să vină fiecare cu hainele care iese pe nu știu unde, să vină la școală, nu știu, nu mai e respectul ăla, nu mai e, lipsește ceva. Dacă tot vorbeam de bullying și de lipsa respectului pentru pedagogi, cum credeți că am putea combate această problemă? La urmă e destul de grav și a pus rădăcinile destul de adânc în societatea românească. Chiar mă în special. Gândeam așa pe drum înainte să vin aici la emisiune, erau orele de dirigenție. Se discutau toate problemele. Da, pentru că noi acum tot vorbim de educație sexuală în școli și a fost așa un întreg scandal în media, în rândul părinților, să învățăm copiii, să învățăm educație sexuală. Eu țin minte că erau orele de dirigenție și diriginta noastră ne spunea și ne învăța în mod poate mai voalat, poate nu, poate mai direct, cum să ne comportăm fată cu băiat, cum, adică nu intra în detalii de reproducere sau nu știu cum să zic, detalii intime, dar ne învăța așa ca o mamă, ca o nu știu cum, și chiar se făcea orele de dirigenție și copiii erau învățați, na, cum să se comporte fata cu băiatul și de asta zic, adică totul noi, ce să zic, încercăm să le dăm copiilor cei 7 ani de acasă și facem atâta cât putem ca și părinți, dar cred că și profesorii trebuie să-și apropie copiii și să... Na, eu sunt mamă de băiat, nu mi-ar plăcea să aud că da, copilul meu, ca și băiat, a agresat o fată sau i-a făcut ceva. Se întâmplau astfel de chestii și pe vremea dumneavoastră destul de des sau erau mai ascunse sau cel puțin nu erau mediatizate atât de mult? Nu știu, era, eu cel puțin ca și copil în școala primară nu mi-aduc aminte să mă, nu știu, să mă agreseze cineva, să tragă de mine, să, adică și n-am văzut în jurul meu fetele. Adică să... chiar nici la colegii dumneavoastră? Nu, adică, nu știu, să tragă cineva, să te, am văzut, acum a fost recent un caz de o fetiță agresată de un grup de băieți. Adică eu, nu știu, nu mi-amintesc, nu am astfel de amintiri de hărțuire, de agresiune, de... A, că făceam glume între noi și că râdeam, poate mai râdeam unii de alții și ne mai trăgeam sau ne așa, dar nu erau duse lucrurile la extrem, adică, nu știu, era oarecare o decență, era, ne respectam totuși între noi, nu ne trăgeam hainele de pe noi, nu ne înghesuiam pe la baie, nu știu... Nu știu ce s-a schimbat. Probabil că lucrurile au degenerat într-o formă sau alta. Nu știu dacă vor reveni la normal, dacă e o muncă continuă, atât din partea părinților, cât și a profesorilor și să păstrăm un sentiment de normalitate, de decență, atât cât se poate. Acum, ce faci în timpul tău liber... e problema ta. Doamna Laura, vreau să vă amintiți acele momente când în timpul săptămânii era organizată o întrunire cu toți profesorii și elevii în curtea școlii, dacă pot să zic așa, sau depinde de la instituție la instituție, și acolo se discutau toate problemele, toate neregulile făcute timp de o săptămână. Au fost, nu că au fost, de fapt erau studenți copii care erau scoși în centru atenției și cumva
învinovățiți de anumite situații, că au făcut ceva ce nu trebuiau să facă sau că s-au comportat urât sau... Știu că deseori se practica, mai ales cu ceva timp în urmă. Da, nu știu, nu cred că erau la un nivel mai mic, în cercul profesoral sau se chemau părinții la catedră, în cancelarie, cum era, adică nu se făcea așa un mare tam-tam. Cred că se încercau... Nu era careul ăsta școlăresc? Nu știu, nu, așa să fie scoși copii mustrați, nu mi-aduc aminte, nu știu, poate ce s-au mai schimbat pe parcurs, dar cazurile, că probabil că mai erau cazuri, se făceau, na, se chemau părinții, se chemau la cancelarie cu diriginta și atunci se vorbea ce s-a întâmplat, cum, care e motivul, adică lucrurile nu erau așa duse la un nivel foarte mare. Probabil între timp au mai evoluat, nu știu, nu mi-aduc aminte de astfel de situații. Haideți acum să trecem la amintirile bune și frumoase tot din anii de elevă. Vreau să vă întreb, ce evenimente v-au marcat în acea perioadă? Ce se făcea interesant la școală? TVC-uri, diferite sărbători, nu știu, ceva ce vă atragea foarte mult și așteptați cu nerăbdare. Eu sunt generația care am scăpat de practica școlară. Sora mea fiind mai mare ca mine, tot se duceau cu la cules, la, nu știu, poate ați văzut poze, că erau toți copiii erau duși la bădălan, la cules de cartofi, de... Ei, bineînțeles că ei nu făceau niciun cule. Anumite munci agricole. La anumite munci erau agricole. Erau remunerați? Sau era în folosul societății? Nu, era practica școlară, ca să zic așa. Bineînțeles că ei nu... Dar ce fel de practică l-a scos cartofilor? Nu știu, la diverse munci. Eu am scăpat de lucrul acesta și de adunările pe stadion cu pionerii. Nu am prins generația asta, ce-am mai văzut la sora mea, care era mai mare. Dar din ce povestea ea, era un moment de super, super distracție. Adică toți colegii mergeam împreună și stăteam 2-3 zile la ceva, la o muncă agricolă și na, acolo se nășteau iubiri, se nășteau idile, eu nu am prins perioada asta, sunt născută în anii 80, deci pot să zic că am scăpat în ghilimele de această perioadă, dar acum făcând o întoarcere în timp și o, cred că implicarea copiilor în astfel de activități, în practica școlară, pentru că erau în vacanță, cred că era un lucru frumos, adică aveau timp să socializeze, să râdă, să glumească, să... Adică credeți cumva că interacțiunea asta îi făcea ca să se apropie mai mult da, unul de da, celălalt și să nască relații frumoase între copii? Da, se nășteau relații, se închegau relații, poate ei fiind mai mărișori, poate se nășteau povești, idile de relații, de iubire și era așa un... Prima dragoste la strâns cartofii. Da, se nășteau niște amintiri. Eu nu am prins practica asta agricolă sau cum era pe timpuri. Probabil, ce să zic, sunt multe adunări care le făceam. Banchetul, mi-aduc aminte de banchetul din clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a, în care... Sunt niște amintiri așa frumoase, toți ne-am îmbrăcat așa foarte frumos, cu rochi elegante și eram și am dansat și am petrecut, nu mai știu, cred că la Gărboavele am făcut, nu mai știu, și toată clasa ne-a reunit și am dansat până dimineața și adică sunt niște amintiri care îți rămân și văd că și acum se mai practică acele banchete, acele petreceri de terminare și am văzut că se mai respectă și chiar pleacă în alte locații, la mare, la munte sau unde consideră fiecare și cred că
este un lucru bun, aceste petreceri, aceste reuniuni. De fapt, astea sunt momente în timp, adică niște momente care îți rămân. Eu mai am poze și mă mai uit așa la cu foștii colegi din generală, chiar și din facultate, dar deja intervine maturitatea și sunt amintiri frumoase și colegii din liceu. Sunt amintiri în timp care îți rămân așa și nu ți le poate lua nimeni. Da. Dacă ți avea puterea ca să schimbați ceva sau, nu știu, să dați timpul înapoi, să refaceți un anumit lucru, care ar fi? Referitor la școală? La școală, la grădiniță, la perioada în care ați copilărit la țară, nu știu, un moment din acea perioadă. Da, nu poate știu, regretați anume ceva sau poate cum e și cântecul Irinei Rimeș, n-avem timp să facem un anumit lucru. Da, nu știu, nu-mi plăcea, știu că în școala primară învățam după amiaza, nu-mi plăcea deloc, mi se părea că, nu știu, n-avem timp să ne mai jucăm pentru că începeam orele la ora 12 și termin, de exemplu, iarna când întuneca foarte, foarte repede și veneam acasă la 5-6 și trebuia să ne apucăm de lecții. De-a doua zi? De-a doua zi. Asta nu mi-a plăcut deloc, nu mi-a plăcut învățatul de după amiază. Chiar dacă trezitul dimineața, na, nici oricărui copil nu-i place, nu știu, simțeam că, na, terminăm la 12-1 și aveam timp să ne facem și lecțiile, să ne și jucăm. Învățat-o după amiază, asta nu mi-a plăcut. Cred că mai sunt... cum se practică. Da. Perioada asta. Și acum mai sunt licee, cred că mai sunt și școli unde se mai învață după amiază și cred că este aceeași nemulțumire și în prezent și a copiilor și a părinților, că dacă mai sunt angrenați și în pregătiri sau alte activități extrașcolare, efectiv copilul nu mai are timp absolut de nimic. Cred că asta aș schimba, învățatul de după amiază nu mi-a plăcut. Acum, ca și copilărie la țară, nu aș schimba nimic, ce să zic, nu, spălat un balie, țin minte că bunicii lăsau apa de ploaie, aveau niște butoare. Se zice că era bună pentru spălatul rufelor. Da, pentru... da, țin minte săpunul de casă, pentru că mamaia mea, bunica mea făcea săpun de casă. Din ce era făcut? Resturi animale, de la slănină, cred că un grăsime de porc sau nu știu ce combinații, deci săpunul de casă. Și aroma? Aroma? Adică cu cel. Deci avea un miros specific care nu avea nimic de a face cu parfumul, era săpun de casă și cu apa de ploaie, pentru că o punea, aveau niște butoaie foarte mari și lăsau apa să se încălzească, apa de ploaie, și când era vara, acum foarte caldă, ne aruncam în butoiul acela și aveam propria noastră piscină și ne îmbăiam. Și ne spălam cu apa de ploaie, cu săpun de casă, ne spălam părul, ne clăteam cu oțet părul și aveam... Și podoaba capilară probabil era mult mai bogată. Da, aveam părul des, aveam părul frumos. Astea sunt amintiri care nu ți le poate lua nimeni. Acum, dacă îi spun copilului meu, hai să te spăl cu, nu apă știu, de ploaie. Cu apă de ploaie și să te... Acum am butoiul cu apă încălzită, poate s-ar strecura, s-ar băga acolo în mijlocul verii, dar... Da, aveam, nu știu, erau lucrurile mult, mult mai simple, mult mai... mâncam natural, mâncam... țin minte, pentru că noi cultivam, aveam solare și cultivam roșii. Roșiile de vară, toamnă, când se coceau roșiile și mâncai roșia un pic, suculentă, un pic încălzită de la soare, o culegeai și mâncai. Adică sunt niște amintiri olfactive, nu știu cum, senzoriale, care nu le-aș schimba pe nimic. Pe nimic în lume. Și relația dumneavoastră cu sora cum era, chiar dacă vă despărțeau 5 ani? Ne băteam tot timpul. Da.
Ne băteam tot timpul ne băteam pentru că, bine, eram caracter... Care era motivul? Sau diverse? Pentru că ea, fiind mai mare ca mine, eu vroiam să merg cu prietenii ei. Adică eu vroiam, când ieșeam afară, să mă țin după fusta ei. Și ea vrea să nu mai stau după fusta ei. Că ea avea prieteni mai mari, avea și ea un iubit și tot te cari cu sorta după tine. Dar mie îmi plăceau gașca lor mai mare. Și era așa fascinat. Eu, copiliță, să mă duc cu cineva mai mare. Cu cineva mai mare. Și toată ziua, stai acasă, nu te mai ține după mine. Nu mai... Tot timpul mă țineam după fusta ei. Dar, na, ne certam, ne împăcam, dar... Ce să zic, noi fiind două surori de mici, ne puneau părinții, făceam curat în casă, adică făceam treburi în gospodărie, nu ne puneau părinții să facem mâncare sau să gătim sau să umblăm cu aragazul sau așa, dar de dat cu mătura de șters praful, cu aspiratorul, tot ce de dus gunoiul, adică de mici copii... Făcând o paralelă la copii, de exemplu, la cum mare copilul meu și 9 ani, dacă îl pun, hai du gunoiul, se uită la mine. Adică era mult mai responsabil, dar nu ne obligau părinții, hai fă curat sau... Da, pur și simplu, măi, vine mama de la servici, ce să facem? Hai să facem curat, hai să... De mâncare nu făceam, că nu ne lăsau, da. Așa eram, angrenați. Adică, cumva participați la toate treburile casnice. Da, participam, pentru că așa erau timpurile, părinții munceau, aveau servicii, veneau târziu acasă și na, nu puteau, când vine mama, găsea gunoiul nedus, praful de două degete. De făceam acolo cât puteam noi, de șters praful, de ce era nevoie. Cum era cu cina în familie sau cu toți cei dragi la masă? Se respectau, în special sâmbăta, duminica ne mâncam, adică acum cina efectiv seară de seară nu, poate nu ne găseam sau nu era așa o tradiție, dar cel puțin sâmbăta, duminica ne mâncam cu toții la masă, ne adunam. Era o întrunire cumva de familie. Da, se respecta. Sâmbăta, duminica ne mâncam cu toții. Era așa o tradiție sau ceva nescris. Sau... Na. Haideți să trecem acum la sărbătorile de iarnă, dar și cele din spațiul românesc. Cum erau? Ce farmec vă aduceau? Ce bucurie? Ce trăiri? Cât de mult le așteptați pe atunci? Da, ce să zic, ne bucuram, simt mirosul ca și acum al portocalelor, acelea din impor care stăteam și le primeam. Portocalele, cred că și acum mâncate iarna, nu știu dacă ești de acord cu mine, au alt gust. Da. Da? Da, aveți dreptate. Și eu când eram mic le aveam doar iarna, doar de sărbători. Da. De Revelion așteptam probabil mai mult pentru portocali și miros ăla de brad, abia pus proaspăt. Da, deci întotdeauna aveam brad, nu era așa probabil atunci. Brad aveam cu siguranță și mirosul de portocale, banane și deci ăsta era, nu știu, niște amintiri care... Aveau gust, aveau... Când mâncai portocale de Crăciun și cu mirosul acela de brad, era ceva... Wow! Ce să zic? Era bucuria vacanței, ca și acum copii, iernile erau frumoase, ieșeam la Săniuș cu mucii... Cred că plecați dimineața și seara abia, da. Abia de vă amintiți că mai era pe acolo undeva sus, da. În dealul acasă. Mirosul de rufe, de exemplu la țară, mirosul de rufe înghețate. Da, și când le aduceai de pe sfoară, de afară, erau, așa. Erau toate pline de țurțuri, mirosul de cozonac. Ce să zic, era liniștea aceea, bucuria vacanței, bucuria sărbătorilor, bucuria bucatelor. Ce tradiții erau păstrate an de an în familia dumneavoastră?
nu știu, plecam cu colindu, da, și când eram la țară. Trăiați probabil toată localitatea? Da, da, că acum mai spuneam... Da, acum sincer, mai mult pentru bani sau pentru tradiție? Pentru bani, da, 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 da. Chiar îi spuneam lui Ștefan, băiatul meu, hai și tu cu colindu, învață un colind acolo. Wow, leu, se uita la mine, dar eu nu mă duc, dar nu vreau. Mi-e rușine. Nu, el e și o fire mai timid așa și mai, hai mamă că uite, vin copiii cu colindu și hai și tu să mergem. Nu, nici nu vrea să audă, nu, eu nu fac așa ceva, eu nu mă duc, adică, nu știu, noi eram mai dezinvolți, mai nu eram așa timorați, adică, da, mergem cu colindu, ok, cât ne adunăm, 2, 3, 4. Și era frumos că mergeai cu gașca și strângeai, da, adică bani, nu era și dulciuri. Și de rușine, toți copiii făceau așa, adică, nu erau. Și mesele în familie, cu finii, cu rudele, cu... părinții noștri se adunau, petreceau și noi ne mai dădeau afară din cameră. Hai, ieșiți, nu mai stați în gura noastră, dar noi mai trăgeam cu urechea, mai... Da, erau, cred că nu era stresul acela care este acum, zilnic. Cred că lucrurile erau mai ok, oamenii erau mai liniștiți, mai bucuroși, mai frumoși. Ce bucate erau specifice pe atunci? Să zicem de Revelion, de Crăciun? Că erau sărbători? Întotdeauna, bineînțeles, tăiatul porcului la țară ne... Urcați pe purcel atunci, da, când era, da, cald? Da, întotdeauna... Și codița cu era? Întotdeauna mergeam la țară, se tăia porcul, se punea o pătură sau o folie și toți copilașii erau puși pe porc, mâncam șoric, pomana porcului, da, mi-aduc aminte, întotdeauna era evenimentul... practic, mult așteptat. Se deschideau prin pomana porcului, practic se deschideau sărbătorile de iarnă. În ce consta această, cum ziceați dumneavoastră, pomana porcului? Deci se tăia porcul, mâncam șoricul și carnea aceea proaspătă, caldă, pentru că porcul este cald. A, atunci făceau une, da, mari. O friptură. O friptură. Cum ar veni din prima carne. Da, o tuchitură, da, acolo din carnea aceea proaspătă și caldă, în untura proprie, cu ficat, cu carne macră, cu murături atunci proaspăt puse și carnea fragedă și caldă are alt gust. Da, după, da, aia dacă o bagi la la congelator sau cum era atunci la beci sau așa, își pierde din proprietăți și de aia pomana porcului are un sentiment și chiar atunci se dădeau prin pomana aceasta și prin masa cu mămăligă caldă, se deschideau, se dădea start sărbătorilor de iarnă, da. Și se continuau cu părinții mei, sunt Sfântul Ion și Ioana, deci țineam petrecerile de iarnă, sunt cele mai lungi și cele mai frumoase. Erau, pentru se că țineau lanț. Se sărbătoream până pe 7 ianuarie, când e Sfântul Ion, o țineam... Doamna Laura, iată, suntem pe final de emisiune, a trecut foarte repede. A trecut foarte repede, da. Și vreau să vă să oferiți câteva sfaturi micilor noștri telespectatori cu privire la ceea ce ar trebui să facă și ce îndemnați. Pe copii? Pe copii, da. Ce să zic, să-și iubească părinții și să aibă încredere mai mult în ei. Da, mă gândeam ce-mi doresc pentru copilul meu și pentru toți copiii, să aibă încredere mai mult în forțele lor. Copiii, voi sunteți frumoși, sunteți minunați, sunteți mult mai inteligenți ca noi. Generația mea, mult mai perspicace, mult mai... sensibili. Aveți încredere în voi, aveți încredere în forțele voastre proprii și nu renunțați niciodată la visele voastre și să ajungeți acolo sus unde vă doriți.
Vă mulțumim tare mult că ați avut plăcerea să fiți aici cu noi și vă mai așteptăm și la o altă ediție dintr-o altă emisiune. Mulțumesc mult de invitație. Cu mare drag. Și vouă, dragi copii, vă mulțumim că ați avut răbdarea necesară ca să stați aici cu noi o oră de vreme și ne vedem săptămâna viitoare. Cu voi a fost Nina Stratola, toate cele bune!